Aici să-mi spui și mie dacă se aude bine, în principiu ar trebui să fie ok. Bun. Victoria Raileanu. Să știi că întotdeauna corectez oamenii. Vai, mulțumesc. Întotdeauna. Și eu, dar că la un dat am renunțat să fac chestia asta, e obositor. Eu n-am renunțat niciodată. Apreciez atât de mult. Știi că și mie se întâmplă de câteva ori mi s-a întâmplat și mie să zic Raileanu. Și am zis, atunci am zis, ah, dar sunt atât de ipocrită când mai corectez oameni. Hai să o las așa. Nu. Pentru că să înceapă, numele tău să înceapă cu Rai, e într-un fel. E frumos, nu? E foarte frumos. Dacă aș fi Victoria Heaven, aș fi ceva gen star porno, probabil. Bine, dacă ai fi fost star porno, probabil că numele tău ar fi fost Victoria Heaven. Da. Nu-i deloc rău. Rai Leanu. Mătușa mea zice că suntem răi și leneși. Deci ar fi Lazy Heaven. Da, ce aleg? Avem urși polari dubioși care strălucesc noaptea. Pe bune, e fosfor. E glow in the păi, dark. Păi, ce mă mai pui să aleg? Ia-l pe ăsta de aici. Ia-l pe ăsta, n-am mai văzut în viața mea așa ceva. Ok, o să facem un puzzle și o să stăm de vorbă. Ți-ai luat cafea, ai tot ce trebuie? Și sunt urși polari și în... Asta este fucked up. Asta este fucked up. Și pe cer, și în... Și în zăpadă, și în... E ceva suprarealist, cum e anul ăsta, Vicky. Da, foarte. Cum e anul ăsta, Vicky? E foarte frumos. E foarte frumos. E foarte frumos. Băi, anul ăsta a venit Kakuru. Bineînțeles, poți să zic Kakuru? Da, ai voie să zici orice. Absolut orice, pardon. Orice vrei. Să nu dau un microfon. A venit Kakuru, dar pentru mine a fost un an de căcat, dar bun, fratele meu. Ok, explică. Păi, am trecut prin tot felul de căcat. Așa. Am trecut prin tot felul de chestii, dar care mi-au făcut foarte bine, pentru că izolarea, de exemplu, pentru mine a venit ca pentru toată lumea super pe nepregătite și așa, dar mie mi-a făcut foarte bine toată perioada aia în care am stat în casă și a trebuit să mă diluiesc cu mine și cu niște chestii de ale mele. Și am fost o chestie forțată, a trebuit să-mi rezolv niște chestii forțat. Am înțeles, deci practic ai fost propriul tău partener de celulă. Da. Și a trebuit să te împaci. Da. Am dat nu știu, ești sigur? Noi nu, e clar că nu o să-l terminăm. Nu o să-l terminăm. Nu. Ideea e în felul următor. Acest puzzle o să aibă ADN-ul tău pe el. Eu fac așa de obicei, eu pun așa să mă și împreună, foarte bine, foarte bine. Așa. Cred că este, cred că este ok. Puzzle-urile, fac așa de obicei, zic și cum fac în fiecare săptămână câte un puzzle. Chiar faci? Nu fac, nu. Știi că atunci când mi-ai propus să facem chestia asta, ți-am zis că am o poveste amuzantă despre? Da. Mi-am luat odată un puzzle cu 1500 de piese, o chestie, un model ceva 80ist ceva, cu tot așa foarte, foarte multe detalii și culori. Eu încep de obicei să-ți explic tehnica mea. Te rog. Cu conturul. Da, clar. Respectiv, trebuie să alegem acum toate margini. Am găsit o margine. Și am găsit o margine. Bun. Ei, și stăm aici, zici că alegem fasole. Și am făcut puzzle-ul pentru că am copil de 5 ani. Nu-l strângeam, bineînțeles că nu-l strângi după fiecare, că nebunești, nu se mai termină niciodată. Am găsit un colț. Este mare lucru. Bun. Îl ascundeam sub covor. Wow, ce tehnică bună. Da, păi pentru că na, piesele erau tot cam atât de mici. Am și cățel care mai venea și se așeza în mijlocul chestiei. Doamne, și făcea așa cu drăguț. Coada. Vai, da. De mine. Și făcea așa cu Vai, coada. Ea drăguț. Se bagă în seamă, când vrea să fie băgată în seamă, efectiv se bagă în seamă și vine și se așează în sufletul tău. Și am zis, ca să nu-mi strice treaba, nu vreau să fiu supărată pe Carol, nu vreau să fiu supărată pe Maia, să-l ascund sub covor. Ei, eu aveam atunci femeie care făcea curat în casă. Și odată, nici n-am știut, mi-am dat seama după câteva săptămâni, am descoperit tot puzzle-ul strâns de sub covor într-o Vai punguță. De capul meu. Era Vai aproape de gata. Înțelegi? Eu nu m-am uitat, că nu mă uitam în fiecare zi, nu făceam în fiecare zi, doar am văzut că e o pungă acolo, n-am băgat-o seama, peste o săptămână jumătate mă uit, ce e în punga asta și un puzzle-ul. Am început bip, 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 bip. Nici nu i-am zis nimic femeii. Termin puzzle-ul și ghiși ce tila. Îmi lipsește o piesă. Nu. Nu, aspirat-o, ce-a făcut? Da? Am căutat și în aspirator.
Doar că ea schimbase ăla de la aspirator și l-a aruncat la noi. Doamne, Dumnezeu. Câtă dezamăgire. Deci imaginează-ți, ăsta are 1000. Ăla are 1500. 1500 de piese. O lună jumate cam așa. Nu e ușor să faci un puzzle de 1500. E un proiect. E un proiect din viața ta. Da, da. Și a ieșit ceva tare frumos. Doar că de 1499 de piese. Vai de mine. Foarte trist. Apropo, vezi că există. Stai așa. Da. Că trebuie să rezolv cu camera. Este... Așa. Ce s-a mai inventat? Și la puzzle-uri. Pentru puzzle-uri există un covor special. Mă rog, e o cârpă pe care o comanzi, o cumperi. Dar are un cilindru gonflabil și faci puzzle-ul pe cârpa respectivă și pe urmă îl înfășori practic pe cilindrul respectiv și stă. Și când îți mai trebuie, îl desfășori. Îl am, puzzle-ul la care lucrez cu Adriana este acasă, într-un colț, stă. Deci tu chiar ți-ai cumpărat așa ceva? Da, da, da. Deci chiar da. Îți ești pasionat de chestia asta cu puzzle-urile? Nu, am avut un singur puzzle când eram mai mic. Încă un colț. Deci avem 3 colțuri. 3. Așa. Bun. Da, e o problemă cu o cameră. În fine, o să rămânem pe tine. Dar tu nu te vezi? Ba da, mă văd, dar... Aia care clipocește? Aia care clipocește, aia nu contează. Așa. Și? M-am trezit într-o duminică dimineață și am zis, Adriana, vreau să facem un puzzle. Împreună. Ce frumos. Pentru că ei place foarte mult să călătorească și mie îmi place foarte mult să nu. Uite ce am găsit. Am găsit asta. Mamă, dar ce le vezi? Băi, știi ce ocheam? Și ăsta e... Mă, nu, am vrut să zic ce că e easy, dar de fapt nu realizez cât de mari sunt bucățile astea toate. Alea cu degradeuri sunt horror. Acolo încep să scoți din tine. Uite, blăniță. Găsi blăniță. Și le pun aici, pe care le găsesc și le găsesc pe cutie, le pun separat. Da, adică dacă le identifici, știi tu ceva acolo. Deci, puzzle-ul acesta este clar că nu o să-l terminăm, dar ideea este că eu am să-l continui cu următorul invitat și la un moment dat am să-l termin cu cineva. Și va fi puzzle-ul pe care l-am făcut împreună cu Vicky, împreună cu X și Y și... Ce frumos! Așa mai departe și pe urmă... Acest puzzle o să fie strâns și o să fie dat cuiva. Cui? Nu știu încă. Ori îl expunem. Ar fi drăguț aici să faci o expoziție de puzzle-uri. Puzzle-uri, nu? Că există pentru că și sunt... Și din astea așa chicioase, că ăsta e chicios. E chicios, da. Dar e foarte cool pentru că e fosforescent. Glow in the dark. Da, nu te pui cu glow in the dark. Nu te pui. Nu este. Carol are niște jucării glow in the dark din alea și le scoate dintr-o cutie în care stau un întuneric și vine la mine și zice: mami, hai să vedem dacă strălucește. Zic: prietene, păi dar trebuie să stea la lumină naturală, la lumină artificială, ceva. Dezamăgire mare că nu strălucește când vrea el. Încă nu îmi vine să cred, Vicky, că ești mamă. Nu, nici mie. După 5 fucking ani nu îmi vine să cred. Băi, este... Ah, mă bagi în subiectul ăsta, Tilă. Deci noi am, tu îți dai seama, noi am locuit împreună? Da. Noi am trăit împreună în facultate? Da. Și acum eu am copilul ăsta? Da. What the fuck? Cum funcționează lucrurile? Da, e absolut minunat. Eu am avut varicelă la un moment dat. Tilă, tu ai avut varicelă și nu mi-a fost... Mie nu mi-a fost frică de tine, că eu avusesem varicelă, dar Ioane era foarte frică de tine. Mi-ai ști cât de frică era, efectiv, fugea? Păi eu atunci m-am izolat pentru prima oară, a fost pentru prima oară când eu am stat în izolare. Ai avut așa o perioadă de probă, 2 săptămâni cât ai stat. Da. Când trebuia de fapt să stăm toți la început. Acum pare atât de amuzat. Ești pregătită pentru runda 2 de izolare? Cred că da. Crezi că ai putea să te izolezi mai bine acum? Mai știi care e chestia? Am căpătat așa o imunitate la toate lucrurile care se întâmplă în ultima vreme. Din prima perioadă de izolare, pentru că am muncit foarte mult cu mine și cu capul meu,
Și am făcut-o posibilul să mă repar, că eram destul de fucked up, asta să zicem așa, live aici, unde vom fi noi. M-am adus foarte, foarte mult în prezent, știi? Mm-hmm. Nu, realizez că e foarte greșit din partea mea acum să-mi fac planuri de viitor. Uite, de exemplu, acum o săptămână și un pic mi-am luat bilet în Paris, că am zis fuck it, vreau să merg în Paris de nu știu cât timp. Am vrut să merg în aprilie, a venit pandemia, izolarea, whatever, n-am mai putut să merg, am anulat. Și am zis, bă, îmi iau acum bilet și fie ce-o fi. Și după o săptămână și un pic după ce mi-au bilet, hop-top, în Franța s-au schimbat iarăși condițiile și mă duc acolo să stau practic în casă. Da. Că se închide iarăși tot și acolo. Și nu mai pică nici cum în mine lucrurile astea, adică... A, le iei ca atare? Da. Ești, asta eu îl numesc zen, adică poate să arunce viața cu orice vrea ea în tine. Ai. Mă rog, nu orice. Retrag ce am zis. Da, nu, dar știi cum am ajuns, că mi-am tot luat tot felul de șocuri în ultima vreme și am ajuns la un moment dat la un punct în care am zis, ok, give it to me. Și deja pare amuzant, la un moment dat se pare, ok, și ce se mai poate? Da, știu că o să mi-o mai iau probabil în viața asta de mai multe ori, dar nu poți, n-ai cum să piști de fiecare dată. Nu. N-ai cum. Nu. Și pentru mine nu există varianta asta să cad și să rămân acolo, nu-mi permit așa ceva, nu-mi dau voie pentru că îmi place să trăiesc în puii mei și să am crize de râs de 8 minute cum am avut aseară. Am fost șocat. Da, și eu. M-a durut fizic. Adică inițial impulsul meu a fost să vin să văd ce e în regulă. Dar am recunoscut râsul Adrianei. Da, pentru că ea s-a uitat la mine, eu aproape ceream ajutorul. Imaginează-ți că bineînțeles că a pornit de la un rahat, adică de la un rahat pe care un brainstorming stupid pe care l-am făcut cu Iulia, Adriana și Alexandra. Am zis un rahat la un dat și am început să râd și n-am mai putut să mă opresc. Mi se întâmplă asta de obicei când sunt supra-solicitată, când sunt foarte obosită, să iasă din mine un fel de râs din ăsta. Tu m-ai mai prins? A, nu, tu n-ai fost cu noi la Oravița, cu Fiare. La Oravița, nu. Acolo am mai avut crize din astea de râs, de maximă oboseală. Și efectiv, la un dat îi ceream ajutorul Adrianei, dar nu puteam să vorbesc. Deci abdomenul mi era atât de încordat și ziceam, au, mă doare, dar printre hohote de râs am început să plâng. Adriana se uita la mine, de mine și zicea, she's faking it. Nu putea să râdă, n-avea cum, pentru că nu mă credea că râd în halul ăla. Eu ziceam, te rog, ajută-mă, fă-mă cumva să nu mai râd, am dat-o în plâns. Vai, și după aia nu știu ce rahat am zis, că am făcut-o și pe ea să râdă. Și de asta tu ai auzit-o, că ea a intrat un pic în interior și a început să râdă și ea. Deci nu a fost o chestie, tu ai izbucnit în râs și asta a creat un efect în lanț. Da. Which is great. Da. Am făcut oamenii să râdă. Dar când, în măsura în care vrei și poți, bineînțeles, să povestești despre asta, ce demoni ai slăit în prima izolare? N-am nicio problemă să mă bag în asta, dar trebuie să văd de unde să încep. Eram damaged. Acum toată lumea știe. Cred m-am că despărțit, toți suntem vii. Da, m-am despărțit de Conrad pentru că ajunseserăm într-un punct. Am ajuns eu într-un punct în care nu mă mai fucking recunoșteam. Mie îmi place de mine, îmi place de mine. Și asta se vede uneori prea mult. La un moment dat nu mai puteam să arăt chestia asta pentru că eram întotdeauna o problemă și eram întotdeauna o problemă și eram the bad guy. And I'm not the bad guy. Eu vreau ca toată lumea să fie fericită. Eu trăiesc așa într-o utopie de zână ferică ce trăiesc eu în capul meu. Vreau toată lumea să fie fericită și happy, să fie ok cu el, orice ar presupune asta, știi? Dar că... să știi că întotdeauna mi-ai dat senzația de zână. În sensul bun. În sensul bun, vorbesc serios. Întotdeauna? Da. Uite, prințesa vezi? Care cântă, îi se așează, știi, păsărelele pe umăr, înflorește pe acolo. Mă duc acasă să deschide un întreg univers, știi, la tine. Îi chem, sunt cenușăreața. Da, deci uite, vezi, dacă tu asta ai presimțit la mine și ne știm deja de o cârcă de ani, înseamnă că na, cam asta sunt. Doar că ajunsesem într-un punct în care nu mai eram asta și am ajuns într-un punct în care trebuia să renunț la niște chestii care erau efectiv esențiale și vitale pentru mine și a trebuit să mă opresc și să fiu onestă cu mine în primul rând și cu el și să zic, I'm sorry, dar atâta pot să fac. Și asta am făcut.
Și atunci când am făcut chestia asta, am făcut-o cu toată franchețea și cu toată bruschețea de care sunt în stare. Și a trebuit să mă reconstruiesc și să-mi dau seama, ok, cine ești tu? Păi, da, că era, adică, erai, ești o altă persoană când ești singură. Da, și vreau să fiu persoana aia cu toată lumea. Înțeleg. În schimb, atunci când ești cu cineva care nu aprobă, he doesn't approve of you the way you are, e greu, pentru că îți pune la îndoială. Începi să te gândești, bă, oare, sunt ce cred eu că sunt sau... Dacă ești ce că e creșit. Păi atâta de tare. Ești atâta de tare, Vicky. Trebuie să recunosc că și eu am trec printr-o reconstrucție de mai mult timp, dar eu nu mai știu. Simt că am pierdut bucățele pe drum. Nu știu, adică la unele bucățele clar e bine să renunți, sunt nu știu, poate bucăți din mine care au fost construite de alții sau de diferite conjuncturi și culturi. Noi suntem construiți prin alții. Ne construim în funcție de ce trăim cu ceilalți. Și la unele bucăți clar e bine să renunți, dar am senzația că nu nici nu știu ce vreau să zic. Eram și eu adolescentul idealist și cred că e normal să pierd din treaba asta puțin câte puțin. Dar parcă-s mai rău. Asta am senzația că se întâmplă. Parcă-s mai rău decât înainte. Eram mult mai împăciuitor, mult mai stai un pic, hai să ne gândim, stai că poate nu e așa. Dar parcă-mi vine să sar la beregată mai ușor și inclusiv la beregata mea. Asta cred e. Că la ta mai mult pentru. Da. Și când am realizat când mă super pe alții, sunt clar frustrările mele, e o chestie de proiectare hardcore. Dar tu știi că eu chestia asta nu o văd în tine, adică, și na, iarăși, noi am avut o pauză de când am stat împreună, după aia nu ne-am mai văzut mult timp și acum de când vin mai multe la recul, ești foarte inspiring tu. Oh! Mi se ridică mie păr pe mine când zic chestia asta. Nu vine să cred. Pentru că tu, deci eu știi de când știu chestia asta despre tine, mi-ai zis la un moment dat că tu vrei să faci step pe o clădire pe vertical. Ah, da, am fost foarte aproape să fac cred asta. Cred că da. Eram, oh my god, cred că mi-amintesc exact momentul, cred că eram în gară. Da, da, luam un da, pachet da, da, de la da, o mamă, da. Cred că asta făceam. Cred că luam un pachet de la o mama lui. Fascinant. Donald sau ceva. Parisul flăcări, shout out. A, nu, stai, că pizza aia era de la Vlad. Ce avea? Donald avea mazăre cu șnițel de pui. Mazăre cu șnițel de pui și Parisul flăcări. Și Parisul flăcări, da, Parisul flăcări. Care era o prăjitură... Ei, și de atunci de când mi-ai zis tu chestia asta că vrei să faci tepe verticală pe o agățat de o clădire, ai zis, what the fuck? Ești nebun la cap? Dar a rămas în mine chestia asta, bă, omul ăsta vrea să facă lucruri mari. Ceea ce e foarte tare pentru că tu inspiri oameni, Dilă. Uită-te ce ați făcut aici, am puii mei. Da. De unde ați plecat? Dintr-o cutiuță și unde ați ajuns? Da. Ești nebun. Și nu se vede că vrei să sari. Nu se vede că ești rău deloc. Din contră, mi se pare că ai o bunătate foarte mișto. Overall, da. Overall, sper că e așa. Mă bucur tare. Ah, da, izolarea asta prima, nepregătită, exact cum spui, dar pe a doua o aștept cu sufletul la gură. De ce? Pentru că cred că voi fi mult mai bun la izolare acum. Păi, normal. tu știi ce am făcut eu? Prima izolare. Când a venit chestia aia cu magazinele pline de... Deci eu n-am crezut. Ultima dată țin minte că a venit maică-mea cândva la începutul lui martie și râdeam de oamenii care își cumpără făină, hârtie orez igienică. Și hârtie igienică. Și eu am râs un pic. Și am fost cu maică-mea în Carrefour. Și ne-am oprit, am vrut să-mi fac cumpărături așa pentru mai mult timp, dar nu de izolare, că așa făceam în perioada aia. Și am ajuns la raftul de făină și zic, bă, mamă, oamenii sunt chiar nebuni la cap. Ești nebună, nu mai este făină pe raft, nu mai este orez. De unde să iau orez, că vreau să iau orez. După care vine izolarea. Eu singură cu Carol acasă. Unde m-am dus eu să fac cumpărături? Pentru că mi-era frică să... Eu nu l-am băgat pe Carol în magazin, abia prin mai l-am băgat într-un mega. Altfel am mers singură.
Și am mers, pentru că mi-era frică să merg la Megau de lângă mine. M-am dus pe... spre Balotești. De ce? La un Oșan, că știam eu că e un Oșan acolo. Știai tu că e un Oșan. Unul din ăsta, Oșan Market, micuț așa. Și zic, acolo e gol. Că mai treceam, eu nu mai știu de ce treceam pe acolo mai des. Și l-am văzut, l-am luat la ochi. Și zic, Carol, vino, trecem mașină, mergem la... Mergem la... Oșan. Și ajungem la Oșan și erau vreo două autocare de muncitori. Oh my God. Magazinul plin, am zis, pui mei, am ajuns aici, trebuie să intru. Și mi-am luat, fratele meu, făină, mălai, orez. Mi-era rușine să iau tot, că am zis să mai las și pentru alții, dar mi-am luat, te-ai echipat. Te-a apucat așa un pic panica în spate? Da. În spate și băi, pe mine. M-a luat. Că inițial eram, bă, da, bă. Da, exact. Bă. Dar când am văzut rafturile goale, m-a cuprins un pic de panică. Mi-a cam venit să fac ca ei. Să când... zic ca mine, dar să fac ca ei. Asta, așa mi-a venit. Nu sunt panicat. Când auzeai extrem de multe ambulanțe pe stradă, când era liniște totală pe stradă și auzeai ziua 20-25 de ambulanțe, pe mine asta m-a speriat. Eu n-am auzit ambulanțe. Am auzit-o pe fiecare în parte. N-am auzit ambulanțe, că stau în spate, prin spate și nu auzeam. Da, corect. Dar l-am avut pe Dani Sandu, invitat, care a fost în New York when the shit hit the fan. Oh my God. Și mi-a zis că se cringeau oamenii pe stradă când trecea o ambulanță. Da. Și pentru că era în continuu. Da. Era în continuu și toată lumea știa că știi ce se află în ambulanța aia. Știi ce este foarte acolo. Foarte puțin probabil să fie un picior rupt. Da. Nu, la mine știi care, adică era panică, ok, hai că trec ambulanțele, că stau și relativ aproape de un spital. Panica cea mai mare era când se oprea o ambulanță, făcea... Dacă e pentru mine. Nu! Și ziceam așa, da, COVID-ul e aici. Da. E undeva e lângă mine. Ieșeam pe bloc ca ultima băbuță. Pe bloc, pe balcon. Uh-huh. Și mă uitam unde a oprit. Și dacă opream fața blocului meu sau dacă intra mai ales pe contrasens, pe străduța pe care la mine se iese pe un singur sens și intra pe contrasens, am zis gata, eu nu mai ies din casă niciodată, că COVID-ul e aici, a venit la mine la ușă. Dacă e la mine, dacă e cu mine pe etaj, dacă e la mine în scară. Deci mă luase panica aia, pentru că Tiller, n-aveam, toți eram panicați. Toți eram. Cu oricine vorbeam, dar mai aveam câțiva oameni cu care vorbeam și nu m-a ajutat pentru că băgau mai mult panica în mine, știi? Și am încetat să mai vorbesc cu persoanele respective pentru că era fetiță. Ce se întâmplă? Fetiță? Murim? Fetiță? Fetiță, deci fii atentă. Cine aici. Cine căcat îți vorbește cu fetiță? Am niște oameni. Fată, uită la mine, fetiță, fată, uită-te la mine, deci fii atent aici, că noi toți o să facem. Băi, deci iese. Și am încetat să vorbesc cu oamenii în perioada aia, pentru că și eu eram panicată și eu sunam spre ajutor. Hai să facem o glumă, hai să facem un banc. Nu, în capătul celălalt al telefonului, fetiță, deci fii atentă ce am auzit, ce să mai dai, tu te-ai dat la televizor în ultima vreme? Nu, că nu mă mai uit la televizor. Și efectiv... Singurele repere reale, realitatea din jurul meu, erau ambulanțele care circulau prin jurul blocului meu așa, tot dorobanțul gol, care de obicei este full, ieșeam miercuri la ora 11 dimineața pe geam și nu vedeam nici picior de om, era foarte ciudat. Pandemia a fost august când pleacă toată lumea din București. Da, 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 sau prima zi după Revelion. Exact, exact, da. Cum ai apelat vreun pic la alcool în izolare? Am voie să te întreb? Știi care este statusul meu pentru izolare? I'm a little drunk. Cum să nu? Doamne, cum să nu? Da. M-am și bucurat la un moment dat că mi-au trimis unii de la Domeniile Davidescu, un vin foarte bun. Mi-au scris pe Instagram, bună Vicky, uite că ai follower, nu știu ce, să-ți trimitem un box de vin. Da! Da, vă rog! Da! Bucurie mare că a venit domnul ăla, a venit un domn frumos, îmbrăcat, la costum. Deci la costum, Tilă, în izolare, să-ți vină un domn la costum, la ușă. Când curierul e îmbrăcat în costum, înseamnă că ai făcut ceva bine în viață. Da. Și mi-a dat cutia cu 6 sticle în ea și mi-a zis complimente de la domnul Davidescu, ești nebun la cap?
Ești nebun la cap. Extraordinar. Deci știi cum m-am simțit? Eu eram în pijamale, mi-era rușine. Am deschis ușa și venea să închid înapoi să zic, stau așa. Nu m-am pic. Mai puțin, stați. Nu, a fost foarte drăguț. Un vin foarte bun. Normal că am băut în pandemie. Normal că am băut foarte mult vin. Normal că acum încerc să mă desobișnuiesc din băut atât de mult vin. Nu, nu, nu. N-am dat-o în din alea, dar da, da. Am băut... Hai să nu... Începând cu ora 2, cred că cel mai devreme. Am avut zile în care am renunțat și mai devreme la zi. Da, da. Eram... Azi nu, te rog eu, nu... Băi, imaginează-ți că eu a trebuit să fac homeschooling cu copilul meu acasă. Băi, cum deci... Băi, da, uite, am stat și m-am întrebat, Vicky, cum explici tu ca părinte lumea asta pe care oricum nu înțelegi. Oricum nu o cunoaștem, nu înțelegem. Da. Unui copil, acum. Exact așa. Ce am mai învățat? Sincer, nu? Ce am mai învățat din toată perioada mea de luptat cu demoni și ce rahat am avut așa? Am învățat că este esențial pentru sănătatea copilului meu, în primul rând, să fiu super onestă. Bineînțeles, nu spui tot. Uh-huh. Nu spui tot rahatul, dar nu poți să minți. Și atunci ce îți rămâne să faci este când te tăvălești pe jos, să te uiți la copilul tău care se uită la tine și nu înțelege ce dracu se întâmplă cu tine, să te uiți la copilul tău să zici, uite, se întâmplă asta. Uh-huh. Eu trec prin asta, înțeleg că pică asta în tine, înțeleg că ești frustrat, înțeleg că nu înțelegi. Și asta exact așa i-am explicat și toată perioada asta. Am zis, ok, nu înțeleg nici eu. E prima dată când toată lumea din generație, nu că din plan a mai fost așa ceva? Bă, a fost ciuma. Da, da, oameni care trăiesc acum pe planetă. Nu, care să fi gen trăit... Gen 140 ani, cât o avea cel mai bătrân om de pe planetă asta. N-am mai trecut prin așa ceva. Așa i-am spus copilului meu. Coaie, nu. Coiță, vină cu aia. Coiță, vină cu aia. Nu, coiță, că e mai mic, totuși. Fii atent, deci se întâmplă chestia asta. Avem un rahat de virus nenorocit care așa... Și nici eu nu înțeleg, nici tu nu înțelegi, dar hai să facem chestia asta mecanic la început și după aia vedem. Și copilul a înțeles. Adică copilul a înțeles, de exemplu, când mai ieșeam pe afară, că noi a trebuit să ieșim afară în fiecare zi cu Maia, Doamne ajută, oricum puteam să ieșim să facem o plimbare și așa. Da, puteai să ieși la alergat dacă exact. Vrei, puteai. Mai treceam pe lângă parcuri, știi? Și Carol stătea efectiv, băi, mi se rupea sufletul, se oprea și se uita. Vai de mine. Și zicea, mami, ultima dată când am fost în parc, încă nu se dădea lockdown-ul, nu se dăduse lockdown-ul, doar că eu nu voiam să-l las în parc, în locul de joacă mă refer. Și mi-a zis, mami, vreau în parc. Și am explicat, uite, putem să facem asta, dar există riscurile astea. Și eu n-aș vrea să te îmbolnăvești, n-aș vrea să mă îmbolnăvesc nici eu, că vreau să pot să am grijă de tine. Și hai să facem în așa fel încât să evităm locurile de joacă, că e riscant. Că uite, și explicăm, uite, dacă tu pui mâna pe o bară pe care pun mâna alți copii, există riscul să te îmbolnăvești. Și el stătea acolo la, exact la intrarea în parc și dragul de el plângea pentru că vai nu înțelegeam că zicea, mami, da un pic, un pic să pun mâna, un pic, un pic, atâta. Și eram, Doamne, deci te-aș lăsa acum, ți-aș da rip să te duci în locul ăla de joacă, dar nu pot! Hai să ne rezumăm la păturică, la hamac, la noi doi între doi copaci și atâta, știi? Uh-huh. Și în timp a înțeles. Și când mai mergeam, de exemplu, după mai multe luni, când am fost, de exemplu, în vacanță, în august, am ajuns într-un loc care avea loc de joacă și stătea și se uita, zice, eu nu mă duc acolo, că n-am voie. Ma. Loc de joacă gol. Kids are fucking amazing, da. Tila, deci copiii știu niște lucruri incredibile, deci pe mine m-a șocat copilul ăsta acum, oricât am încercat eu să costumizez ce s-a întâmplat, el știe exact ce s-a întâmplat. Înțelegi? Care e relația pe care o ai instaurat-o cu, vis-a-vis de device-uri? Carol. Cu timp, pe ceas. Aha. Dar nu funcționează întotdeauna. Nu? Adică vrea mai mult. Bineînțeles. Și câștigă mai mult, fură.
fură mai mult, că a învățat acum copilul, îmi știe parola de la telefon, deci copilul știe, de exemplu, să juca Angry Birds. Și tu nu ai nicio șansă să schimbi parola de la telefon. Sau vine la mine și îmi zice, mami, arată-mi fața. Știi că la iPhone trebuie să ai face recognition. Oh, Doamne. Și dacă vrea jocuri, de exemplu, știe să intre în App Store, își găsește jocul și vine la mine și zice, arată-mi fața. Și eu zic, nu, lasă-mi face, nu mai vreau să-ți iau jocul. Wow. Vino aici, stai un pic, eu nu sunt user de iOS. Mai nou. Asta e ca să plătești sau ca să... Nu. Ca deci să avem regulă. Avem regulă. Orice aplicație îți trebuie face recognition. Apeși de două ori pe butonul lateral și apoi îți recunoaște fața. Și noi avem regulă să nu luăm jocuri plătite, pentru că puii mei iau acum un joc, în două zile nu mai există jocul ăla. Și îmi zic, prietene, nu vreau să dau bani pe o chestie pe care tu o uiți, pentru că ești copil și e absolut normal să uiți de ea mâine, știi? Și da, cam asta a fost chestia, am dat pe timp, doar că copilul a învățat când sună ceasul, face imediat hâc în sus cu ceasul, cu alarma. Și dacă eu nu aud, mă duc și întreb, Carol, a sunat ceasul? Nu? Nu. Ești sigur? Și mie mi se pare că trece mai mult timp, știi? Ești sigur? Da, mami, da. Ia, și nu vreau să-l verific întotdeauna pentru că aș vrea să-l cred, dar nu-l cred. Adică ai vrea să instaureze o politică a încrederii. Da, dar e mic și mincinos, că așa sunt toți copiii. Așa am fost toți. Da, și na, avem și niște certuri, avem și așa, ca oricine, pui mei, normal, mă cer cu copilul meu uneori, știi cum? Dar e nice, e așa, e... hai să ne certăm. Mami, vreau, nu! Lasă-mă pace, pleacă de aici. Și începe să mă facă pârțeicioasă, căcăcioasă. Wow. Bă, și nu așa. Astea sunt acum, astea paleta. Acum, pârțeicioasă, căcăcioasă. Guguștuță. Nu guguștuță, stai, găgăuță, că am aflat. Noi foloseam înainte cuvântul găgăuță ca pe ceva foarte drăguț, dar am aflat că de fapt nu este. Și tot felul de din astea super simpatice. Ce este găgăuță? Găgăuț e prostănac. Okay. Eu îi ziceam găgăuț, vreo 3 luni am zis găgăuțul meu, că mi se părea ceva drăguț. Și mi-a zis, cum nată, mi-a luat, zice, dar voi așa vorbiți? Și zic, yes, why? În casa asta așa se poartă? Voi așa vă ziceți? Și zic, da, păi mie nu e drăguț? Păi da, dar tu știi ce înseamnă găgăuț? Da, e un cuvânt foarte simpatic și drăguț. Păi nu, uite că nu e. Ti l-am lipit. Am lipit două. Bravo. Avem, pe astea așa le-am găsit în, asta mi se pare un mic miracol. Cineva le-a făcut înainte. Pe urma sigilat punga. Îi place să... Era un muncitor. Nu, gata, mă opresc acum. Pentru că asta e tot ce a lăsat. Oamenii care fac puzzle-urile, de fapt, aia care le fac, ei nu se pot abține. Cine, Moș Crăciun? Da. Ei nu se pot abține de din a le face. Și cineva îi prinde la un moment dat. Ha! Ai vrut să faci puzzle-ul ăla. Nu-i voie. Atunci se opresc. Am mai lipit două. Mamă, Vicky e pe val. Eu n-am nimic. Bă, nu, am și eu trei. Da, nu, a fost ușor. Da, nu. Astea cu detaliile, astea așa sunt ușoare. Stai să vezi. A, nu. Da, pune-mă să vorbesc 10 ore despre copil, că așa o să fac. Păi încă unul. Păi nu, e clar că marginea o facem azi. Da. Marginea e a ta. Ăsta este colțul din stânga jos. Ești sigur? Nu. Ăsta este dreapta jos aici, pentru că uite scrisul ăsta eu nu-l văd, înseamnă că e ascuns aici. Da, habar n-am. Hai că o să vedem. Izolare pandemie. Așa, device. Tu ai avut chestii la care aveai voie doar o perioadă limită când erai mică? Gen televizor? Nu mi-amintesc. Uite, îmi amintesc chestii din copilăria mea, dar asta nu. Sau nu prea te-ai uitat la televizor? Păi și la ce era? Bine, că eu n-am stat în... n-am prins comunismul în primii ani, că am stat în Moldova, dar mă uitam la Nu zaiți pagadi? Și la desene animate rusești?
pe care nu prea le țin. Nu, cred că nu prea m-am jucat, nu prea m-am uitat la televizor. Țin minte, stăteam într-un... Da, probabil că n-aveai la ce să te uiți. Da, nici nu prea erau atunci. Când am venit în România, am descoperit Cartoon Network, Flintstones, ăsta, Scooby-Doo, The Jacksons. Mai știi The Jacksons? The Jetsons, nu, Jetsons? The Jetsons. Aia cu femeia în casă robot. Ta-ta-ta. Jane, his wife. Și îi aduce câinele, îi aducea șlapii. Da, și era femeia aia care era, bine să zic, slujnică, dar nu e chiar Rosie o chema. Da, pe servitoarea robot, Rosie o chema. Da, deci astea le-am descoperit eu când ne-am mutat în România. Băi, mi-a explodat creierul când m-am uitat prima oară la Cartoon Network. Și eu, dar eu așa am învățat, mie mi-e ciudă că acum nu mai e în engleză. Why? De, știi că suntem o generație engleză. Foarte limită de oameni care am învățat engleză la televizor. Da. Știi ce făceam, Tilă? Ajungeam acasă de la școală și se vindeau, cred că, nu știu dacă se mai vând și acum, știi cum se vinde smântână la găleată? Uh-huh. Așa se vindea înainte maioneză la găleată. Jesus. Și maică mi-a luat maioneză din aia la găleată și ajungeam acasă, mă îmbrăcam în pijama, de asta mă certa maică mea, că n-am voie să stau în pijama în casă cât vreau, doar pijama, doar seara. Dar mie mi se părea o chestie, știi, foarte... Știi când ești mic și ți se pare ție ceva foarte cool și de fapt nu e? Mie mi se părea foarte cool să mă îmbrac în pijama, cum ajung acasă. Mie în continuare mi se pare foarte cool să stai în pijama toată ziua. Și maica mea mă certa foarte tare și mă îmbrăcam în pijama, mă puneam să mă uit la Flintstones, că ei îmi plăceau mie, și ai mei ne-au pus, lui frate mi-au pus în cameră, pe atunci se purta să pui material pe pereți în loc de, nu tapet, nu zugrăveală, era o pânză. Oh my god! Foarte abrazivă, că îmi plăcea să fac așa cu degetul pe perete și frigea, știi, că era foarte, nu era fină. Aha. Și frigea. Cred efectiv. Că știu despre ce vorbești. Frate meu avea Flintstones și aveam cu niște pisicuțe ceva roz de fetițe. Ceva. Și mă uitam la Flintstones și mâncam pită franzelă cu maioneză. Și cred că puteam să mănânc o găleată de maioneză deodată. Deci deodată. Asta făceam când ajungeam eu acasă. Ajungeam acasă cu bunica mea. De la școală sau de la... Nu, de la școală, da. Și îmi... mă uitam... bunica mea era în bucătărie, făcea de mâncare. Așa. Pentru cine? Pentru toată familia. Mai era soră, mai erau ai mei care erau la lucru. Bun. Așa. Și trebuia să... mama venea prima acasă, se întorcea prima. Și chiar le-am sequestrat pe astea aici. Ah, e... E un, o nouă eu, lume. Uite, dă-mi-le pe astea. Uite. Și stăteam, băi, dar asta era frustrant. La un moment dat realizam că mă plictisesc de ceva timp. Adică ajungeam să stau în niște poziții atât de ciudate, Vicky. Stăteam adică... cu capul în jos și cu picioarele în sus. Și nu te-ai uitat la desene niciodată? Ba da, eu uit la Carol acum, stă așa. Exact. E foarte interesant, când, iar intru doar puțin în subiectul copil, e foarte interesant să vezi lucruri pe care le face copilul tău, un alt copil, pe care le făceai și tu. Deci acum Carol uneori nu-l mai aud în sufragerie și când mă duc, e așa într-o poziție din aia pe canapea și tace și cu gura căscată se uită la televizor și mă uit la el, zic, ce faci? Ce faci? Și este acolo, și atât. Dar da, cred că... Și realizez că și eu făceam, e foarte mișto că realizez că făceai exact același lucru. Și... N-am stat niciodată să mă gândesc exact prin ce treceam când, dar cred că ajungeam să mă plictisesc de desene animate, dar pentru că era o ocazie atât de rară, aveam senzația să mă uit la desene animate, deci mă uitam zilnic probabil, dar nu știu, mi-era frică să nu mi le ia cineva. Și le știam pe de rost, Vicky. Am știut pe de rost, n-ai știut pe de rost toate da, episoadele din... Știam pe de rost, da. Le știam. Ăștia dădeau un sezon și pe urmă efectiv îl dădeau de la capăt. Da, da, exact. Așa se întâmplă și acum, să știi că și acum da? Mă uit la desene animate, vreau, nu vreau. Dar eu m-am învățat să-i zic lui Carol. Carol zice, mami, vine să te uiți cu mine la, I don't know, Teen Titans. Tineri Titani.
Sunt foarte mișto, au niște repere culturale foarte tari. Deci bag o muzică super cool ăștia, da? din tinerii titani. Învață și prostii, dar nu. Ce fel de prostii? Gen, cum să dai din fund, să faci un fel de twerk. Copilul meu face chestia asta. A învățat de la Teen Titans cum să... Da, dar nu doar, e o chestie generală, e mai multe desene animate. Nu înțeleg care e faza. Ce? Există un desen animat care se numește Măr și Ceapă. Ghiși ce face Măr și Ceapă, dau din, ce fac? Dau din cur. Mărul și Ceapă dau din cur. Da. Gumball, lumea lui Gumball parcă se numește. Ghici ce? Uneori fundul lui Gumball capătă o față. Wow. Care, bineînțeles că vorbește și face... Și eu stau și mă uit și zic, ești sigur că tu vrei să te uiți la asta? Și bineînțeles că a căpătat un obicei absolut stupid și tâmpit. Dar ce să faci? Trebuie mami să intervină să zică, știi, Carol, uite, nu este un gest chiar frumos. Nu e chiar ok să faci asta. Și la un moment dat o să lipească ceva de copilul ăsta. Sunt convinsă. Ceva trebuie ceva, ceva o să lipească de el. Wow. Da. Băi, da, pare că e o conspirație care se întinde pe mai multe desene animate, da. Treaba asta. Băi, stai un pic, că a invita lumea să dea din cur în ideea de... Hai bă să dăm din cur un pic. Asta mi se pare, un îndemn bun. Înseamnă să nu iei viața atât de în serios. Este, mă duce cu gândul exact la momentul din La Vita e Bella cu Lombelico. Știi, hai să ne băgăm picioarele. Asta, Lombelico, ce drăguț. Am uitat de momentul ăsta. Dar dacă e vorba de twerking... Bine. Ceva gen. A, înțeleg, și e awkward să-ți vezi copilul că face asta la 5 ani. Foarte awkward. Da, da. Mai ales dacă nu erai în cameră, adică când ai plecat, când ai părăsit camera, el nu știa asta. Când te-ai întors, acum este copilul tău plus asta. Plus, imaginează-ți următoarea situație. Copilul meu este un copil extrem de emotiv și timid. Da? Da. E paradoxal pentru că este un monstru absolut adorabil care face toate felurile și e foarte expresiv, dar e foarte emotiv. Nu m-a moștenit asta de la mine, de la Conrad și el e la fel. Imaginează-ți următoarea situație, da? Tu nu-l cunoști pe Carol, ok? Da, chiar. Și eu vin aici cu Carol, da? Da. Și zic, Carol, uite, el este tilă și el începe să facă twerk dintr-o dată. Pentru că este zona lui comodă. Da. Wow. El face asta de foarte multe ori. Fascinant. Iar eu stau și mă uit la omul adult din fața mea și încerc să explic că nu eu l-am învățat. Eu vreau să-l dezvăț. Wow. Jur că fac efortul să-l dezvăț. Iar copilul meu, în timp ce eu mă uit la persoana aia și încerc să mă scuz cu cuvinte sau nu, sau doar dintr-o privire care durează extrem de puțin, copilul meu în tot timpul ăsta face un fel de twerk. Foarte ciudat, Tila. Fascinant. Foarte ciudat. Fascinant. Eu nu știu să fac twerk, copilul meu știe. Învață mai și pe mine măcar, adică hai să facem o activitate comună din asta. Wow. Da. Sunt, dai de niște lucruri dubioase la un moment dat. Încă unul am lipit. Mamă, dar ce te așteaptă? Pot doar să-mi imaginez. Nici nu vreau să mă gândesc. Băiat adolescent? Da. Frate meu a fost adolescent înaintea mea, exact. Și nu că... și tu ești gemeni. Da. Și tu ești gemeni. Frate meu este geamăn. A fost adolescent înaintea mea, cu 3 ani mai mare. Eu când am aflat că o să am băiat gemeni, eu mi-am pus mâinile în cap, am zis, o, Doamne, poate pot un pic mai repede să-l scot sau poate pot să-l mai țin. Numai nu-mi geamă. Nu, dacă e oricum și în vecinătate ești. I know, știu, da. Știu. Nu, e foarte, nu pot să zic că, Doamne ferește. În numele tuturor gemenilor îmi pare rău. Știu. No, știi ce mi-am dat seama după ce a apărut și a început să fie prezent în viața noastră și a mea și așa? Băi, copilul ăsta a venit la mine cu un scop foarte clar. Să fac eu niște chestii, să... Știi că fiecare copil își alege părintele?
ok, cu ceva. Nu vine așa, pur și simplu. Eu asta cred. Dezvoltă un pic. În funcție de ce traume ai, ne ducem undeva foarte departe aici. Foarte interesant. Traume, drame, ai tu. Și tu ai venit, eu asta cred, că tu ai venit pe lume în funcție de ce traume, drame au avut părinții tăi. Eu cred că noi venim astfel încât părinții să facă tot posibilul să și le rezolve ca să nu le dea mai departe copiilor. De asta eu mă bucur foarte tare că anul ăsta a venit așa cum a venit pentru mine, pentru că mi-am rezolvat foarte multe rahaturi. Și ei, pentru că sunt niște bureți, mai ales când sunt la o vârstă atât de fragedă, absorb imediat orice comportament. Și tu, dacă nu ești atent, trebuie să fii tot timpul extrem de conștient, extrem de atent la ce dai mai departe. Oricât îi spune tu, știi cum e vorba aia, face, cum e cu popa? Zice popa, nu ce face popa. Exact. Da. Oricât îi spune tu, nu e bine să faci cu tare lucru. Dacă tu faci lucrul respectiv, pentru el are un impact mult mai mult, o acțiune, decât mama vine și zice într-una să nu fac cu tare lucru, bla, da, bla, da, bla. Da, da, da. Dar dacă mama face chestia aia... Dacă ești un exemplu pentru copil. Atunci evident că va face la fel. Băi, Și atunci când eu am vrea cum o să am un copil, am zis ok, brace yourself, Vicky, că trebuie să muncești cu tine. Că n-am vrut niciodată să trebuiască copilul meu să muncească cât... eram conștientă în momentul ăla că trebuie eu să muncesc cu mine. Din cauza dramelor și traumelor pe care le-am avut cu ai mei. N-am avut o copilărie groaznică sau ceva de genul ăsta, dar da. Toți asimilăm lucrurile în astea. În continuu și cele mai ciudate chestii. Da, fratele meu. Știi ce mi-am dat seama în pandemie? Cum? Și mi s-a părut... Știi, Tila, când îți dai seama niște lucruri extrem de banale, doar că pentru tine pică ca marea revelație, zici, da. Mamă, dar e cea mai simplă chestie. Asta. Și eu de prea multe ori. La capitolul nu te compara cu alții. Și e o chestie, băi, dar e așa o informație tâmpită pe care o știu și o știm și este ți s-a zis și uneori pur și simplu am nevoie să mai aud încă o dată. Dar are valoare abia când pică în tine. Da. Când pică fisa. Când trebuie, aia. Da. Când trebuie, că poate să zic că mi s-a întâmplat de multe ori să le zic prietenilor, uite, vezi că cu tare și ele zic că da, bla, 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 bla. Și să vină altcineva să le zică pur și simplu într-un alt moment mai potrivit. Și zic, haide, lasă-mă că ți-am zis asta 2 ani de zile. Și să mă enervez. Pe mine de ce nu mă asculti? Știi? Și după aia să-mi dau seama, bă, nu-i ziceam când trebuie. Da. Nu-i ziceam poate pe tronul pe care trebuie, pe limbajul Vicky, pe care nu m-am gândit niciodată că, da, ai dreptate. Și eu știi ce mi-am dat seama în pandemie? Că trăim de multe ori pe niște pattern-uri care nici măcar în puii mei nu sunt ale noastre. Și chestia asta, așa cum la tine cu comparatul cu oamenii, în mine a picat și a zis, nu doar că nu sunt ale mele, că sunt ale mamei mele, de exemplu. Nu sunt de acord cu ele. Nu e ce vreau eu în viața mea. Da. Și nici măcar nu sunt ale mele, what the fuck? De ce? Da. Am pățit să mă trezesc foarte departe într-o ceartă, să-mi dau seama că eu nu sunt de acord cu chestia pe care o argumentam. Eu de fapt susțineam un punct de vedere doar ca să încerc să câștig. Ce tare asta. Dar nu erai de acord tu cu tine. Eu nu eram de acord cu ce ziceam. Vreau doar să câștig dezbaterea. Bine, am învățat foarte multe lucruri din vechea mea relație. A fost atât de copilăros ce s-a întâmplat acolo. Era mai mult o competiție decât o relație. A fost și acolo mi-am dat seama de relația pe care am avut-o setată cultural în ceea ce înseamnă rolul femeii în familie și așa mai departe. Vorbesc despre asta constant, despre faptul că nu am avut ocazia să-mi calc, să-mi gătesc niște lucruri atât de mărunte Pentru că considerai că asta trebuie să facă o femeie. Băi, nu mă gândeam
Nu ți-ai pus problema, de fapt. Nu exista gândul coerent, ăsta e rolul femeii, ăsta era status quo, ăsta era zero, ăsta era normalitatea. Da, da. Și înțelegeam că nu trebuie să o facă persoana de lângă mine, dar nici eu nu o făceam. Uh-huh. Și atunci nivelul de... Eram foarte târziu deranjat de nivelul de vase din chiuvetă, de exemplu. Și a trebuit să iau o decizie super conștientă să mă deranjeze mai repede nivelul de vase. Uh-huh. Bine, după ce fapta a fost consumată și... Știi că uneori îți pică fisa mai târziu decât ai vrea. Da, da, aia e. Bine, e bine că pică. Exact. Eu știi ce mi-am dat seama din fosta mea relație? Mm. Chestii extrem de banală iarăși. Bă, deci se reduce la unul cu unul. Că trebuie să-ți placă unul de celălalt. Da, da. Și admirație reciprocă. Nu, nu, Tilă. Trebuie să-ți placă omul ăla cu care stai. E atât de simplu. La ce te referi? Să-ți placă să stai cu el, să-ți placă de el. Da, ce zici tu? Dar tu deja ce ai zis de admirație, de... Asta deja e un pic mai elaborat, asta deja vine după. Ok. În primul rând, trebuie să-ți placă de omul ăla. Și eu nu simțeam că omul ăluia îi plăcea de mine. Uh-huh. Și mie îmi place de mine, ce ți-am zis și la început. Da. Și dacă ție nu-ți place de mine, that's fine. E ok, nu trebuie să modificăm în noi niște lucruri și după aia să trăim într-o chestie așa, eu cu mine să trăiesc așa și zic, am schimbat asta la mine ca celălalt să mă placă, dar eu stau așa în interiorul meu. It's fine, nu ne place, nu ne obligă nimeni să stăm împreună. Mm-hmm. Putem să ajungem la o relație, cum am ajuns acum cu Conrad, la o relație amicală în care împărtășim despre Carol absolut tot, în care ne bucurăm împreună, uite, i-am zis zile trecute, boss, bravo pentru copil. Boss, avem un copil foarte mișto. Uh-huh. Da, da, uite, și el a zis, da, uite, a ieșit ceva mișto dintre noi doi. Ce tare. Că relația a fost cum a fost, that's it. Da. Nu mai stai să te gândești, aoleo, ce-am făcut 6 ani jumătate. Nu, a fost, las-o, mai departe ce facem. Știi? Și asta, efectiv, la concluzia asta am ajuns, este foarte simplu. Băi, trebuie să-ți placă de ăla. Mhm. Uh-huh. Că dacă nu-ți place, de ce să te chinui să te chinuiești? De ce să te chinui? Chinui. De ce să te chinui să-ți placă? Că astea sunt organice. Da, și în astfel de chestii, trebuie să facă click. Mm-hmm. Nu? Da. Ori a făcut click, ori n-a făcut click. Dacă nu face click, da. Ca puzzle-ul acesta... Ai găsit? Nu. Nu. Facă click ca puzzle. Ca puzzle. Vicky. Stai că nu găsesc o piesă aici, nu știu. Deci astea ar trebui să le încep să le unesc, dar nu știu cu ce. Măi, mai e imaginea asta undeva? Ia vezi. Pentru că îmi lipsește asta și vreau să văd ce e aici. Și nu am. Nu e. Trebuie să ne imaginăm. Ce? Asta era o parte a mea aici, sequestrate. Trebuie, uite, din astea așa, albe. Ori, stai. Nu. Asta vine la un moment dat, cred. Da, e de acolo. E de aici, de undeva. Lipsește ceva. Uite. De... Poate ne-a scăpat. Nu, uite, e de a... Aici. Ăsta e de aici. Imediat. A, și vine, e o pauză acolo, cred. Nu e, ăsta e. Nu e ăsta l-am mai pus odată. Mai vezi tu unde din ăsta așa mai... Nu. Știi ce cred? Cred că ne-au mai scăpat unele pe acolo. A, se prea poate. E, las. Dar nu-l mai luăm, îl mai luăm. Nu le mai, nu, las că o să apară la un moment dat. În episodul viitor. Și... ce mai faci, Vicky? Ce proiecte mai ai? Oh. Stai să-ți spun despre ele. Bă, e foarte frustrantile. Știi ce dor îmi este să joc? Și știi că e foarte trist, că efectiv, cu toată chestia asta de a mă aduce în prezent și să nu mai fac perspective, e foarte trist gândul că mi-am luat mâna de pe proiectele alea tocmai ca să nu mă frustrez. Mi-e dor să joc taximetrici, mi-e dor să mă duc la Apollo, mi-e dor de oamenii ăia de la Apollo cu care jucam, să... mi-e dor de
show, mi-e dor de oameni în public. Da. Mi-e foarte dor de oameni ce în senzație. Public. Și cred că atunci când o să se întâmple asta, cred că toți o să fim un pic, nu știu cum. S-ar putea să se lase cu orgie. Cu publicul tot. Da, tot. Nu mai vorbește nimeni despre asta după. Da, exact. Da, și vine un nou val de COVID. Aș din cu. Am avut o experiență foarte mișto acum 2 săptămâni. Foarte bizară, foarte... atât de ciudată, dar atât de faină. Am moderat un eveniment de 3 ore de hașeriști. Aha. Dar într-o fereastră de Zoom eram cu Vlad Pasencu și cu Adriana Bordeanu. Și fiecare cu microfonul lui, Vlad la pian, totul intra crystal clear image, sunet excelent în Zoom. Și am moderat tot evenimentul ăla. Uh-huh. Băi, și la final, noi aveam ecranul întors spre noi, cum stăteam în scenă, și practic în spatele ecranului erau gradenele. Dar pe ecran erau 60 de persoane. 60! Care ne-au aplaudat, Vicky, în timp ce noi am făcut o plecăciune. Aproape am plâns. Și nu era, n-a fost, acum mi-am dat seama că întotdeauna am stat să mă gândesc la aplauze ca la o chestie foarte egoistă. Este un moment foarte puternic de conexiune. Atunci când aplauzele sunt sincere sau când aplauzele sunt de admirație sau așa. E un moment de conexiune, e foarte important. Și am stat pe urmă cu Vlad și cu Adriana și ne-am dat seama că nu am mai trăit chestia aia de la sfârșitul martie. Uh-huh. Și, na, prea curând nu o să se întâmple. Da, nici eu nu cred. Da, vezi tu, dacă ai simțit asta online, da. Pentru că ai nevoie, tu fiind obișnuit cu asta, că poate un om... care îi zicem de rând, totdeauna mi s-a părut așa, zici că noi suntem mult mai speciali. Păi nu li se zice civili? Civili și noi ce suntem? Noi suntem nu civili. Dacă oamenilor, care nu fac asta în mod normal, știi, nu, ei n-au nevoie de noi avem nevoie de aplauze, păi mei, suntem atât de obișnuiți cu chestia asta, încât la un moment dat am nevoie să vină la mine să zică cineva, băi, e foarte tare ce ai făcut. Mm-hmm. În orice formă, dar aplauzele sunt cea mai easy formă cu care noi suntem obișnuiți. Da. Dacă te emoționează niște aplauze pe care le vezi, care sunt direcționate către tine, printr-un ecran, ce căcat se va întâmpla când o să avem primul... Deci cred că o să mă cac pe mine de emoție. Deci ce, cred că o să fiu, o să am un moment de mini panică sau ceva. Gândește când o să avem Comedy Studio și o să fie totul cum trebuie. Da. Sper. O să fie. Și gradenele spline. Ce vorbești? Doamne. Fai de cap. Băi, deci nici nu, mi-e frică să mă gândesc un pic da, acolo. Da, mi-e rușine să mă gândesc. Rușine. Da, o să fie fain. Să știi că nu e o senzație pe care noi am ales să o trăim mai des, dar cursanții sunt parcă găsesc o bugățică pe care nu știau că o caută în momentul în care primesc aplauze. Mă rog, din ce mi-amintesc acum. Ce tare asta. Chiar vorbeam zile trecute despre asta cu cineva, despre când primești ce nu știai că ai nevoie. Mm. Nici nu, să nu-ți pui problema vreodată. Păi e o diferență foarte puternică în a urmări ce îți dorești, mm-hmm, și a urmări ce îți trebuie. Just. Și... mă rog, de obicei are legătură cu drumul mai greu. Dar e mișto, nu? E Bildungsroman când stai și omori dragonul. Acum,
dacă o să aibă loc din nou un lockdown care să ne oblige să stăm în casă. Bine, cred că o să putem să venim pe aici, cel puțin. Nu știu dacă o să mai fie chiar la fel. Trebuie să ne faci contracte de muncă. Da, vă dau semnătură. Da, chiar ar merge, nu? Păi venim la muncă, nu? Da. Nu știu dacă depinde Nu vă plătește nimeni, dar... Depinde de restricții. Adică dacă o să înceapă iar toată lumea să lucreze de acasă, știi? Da. Dar nu se știe, adică acum am înțeles că au închis doar teatrele, dar asta nu înseamnă că pentru public au închis teatrele, restaurantele, muzeele, nici nu știu. Dar actorii pot să lucreze în continuare, bănuiesc, nu? Mm-hmm. Probabil că da. Să vezi tu câte proiecte o să iasă după toată nebunia. Nu, să mai știi la ce te duci. Am 5 spectacole în portofoliu, sunt gata, repetate, boss, te rog, ia-mă. Exact. Fuck. Da. Trăim niște vremuri interesante, dar eu nu sunt de părere că everything happens for a reason, shit that, știi? Că uneori trebuie să intervii, n-ai cum să stai să te uiți la viața ta zici, ok, s-a întâmplat și asta și asta și nu ești pur și simplu martor. Da. Dar cred că chestia asta, hai că poate nu s-a întâmplat cu motiv, știi, din ăla... adus de Dumnezeu sau de cine mai bine că a fost așa. Dar trebuie să pur și simplu să stăm și să zicem ok. Ce se întâmplă? Mm-hmm. Ok, ce pot să fac eu? Uite, cum noi am început să facem comedy studio. Ce putem noi să facem în situația asta ca să facem și ce ne place și să dăm mai departe ceva, un produs fain. Mm-hmm. Doamne, ce bine că există internet, să-mi fac picioarele cât de nu lucruri sunt. Dai seama, voi... Altfel, făceam spectacole prin corespondență, Vicky, altfel. Le trimiteam oamenilor, spectatorilor, scrisori cu replicile. Jesus, scrisori. Interpretați voi singuri, noi nu mai jucăm, gata. Telegrame, da. Mamă, uite, s-au activat câțiva oameni aici pe... Ce zic oamenii? Eded and Eddie, Cow and Chicken. Da. Băi, dar cum ți se pare că sunt desenele animate de azi față de desenele noastre animate? Pentru că la Cow and Chicken avea niște personaje foarte fucked up. Părinții aia fără cap? Părinții care erau jumătate de părinți, hai zicem că eu. Da, erau doar jumate, nu erau doar fără cap, erau doar de aici. De la brâu în jos. Și cred că la un moment dat, scuze-mă, cred că au și apărut și într-adevăr erau tăiați, nu? Da, mi s-a părut fucking brilliant. Courage the Cowardly Dog. Courage the Cowardly Dog. Fucked up. Foarte un fucked pic. Up. Cu Muriel și... Eustace. Eustache. Vai de mine, ăla e desen animat. Nu mă uitam. Un pic horror. Ba da, eu mă uitam că mă pasionau chestiile. Astea atunci. M-am uitat la realizatori, am urmărit un documentar acum mai târziu despre Courage the Cowardly Dog. Da. Ei și-au propus să facă un desen animat horror. Deci era pentru copii și era horror. Asta și-au propus. Și ultimul episod e super fucked up oricum. Nu mai știu care. Dar dracul care se trăgea pe cur din Red, din Cow and Chicken. Walk this way. Și era verișorul ăla fără oase. Boneless, Cousin Boneless. Da. Tu le știi și bine, numele foarte Cousin bine. Cousin Boneless era super amuzant. bine, și Red era super amuzant. Dar împreună cu Cow and Chicken mai erau I Am Weasel. Mai ții minte I Am Weasel și I Are Baboon? I Am Weasel. Da, și Weasel. A, Weasel era o nevăstuică ceva și era un baboon. Și ce făceau ei? Când mi-amintesc un pic de... Cred, se băteau, se... nu știu. Și mai erau ăia doi șobolanii. Pinky and the Brain. Pinky and the Brain. Vai, Doamne, ăla Doamne. Total mie, uite, mie Ed, Edd n Eddy mi-a plăcut foarte. Da? Deși era o aberație de desen. Era aberație. Era aberant. Și întotdeauna eram fascinată de Jawbreakers. Nu înțelegeam că nu știam engleză atât de bine. Am salivat un pic. Nu, stai să beau niște cafea. Nu înțelegeam exact ce este acel Jawbreaker și nu-mi puneam problema ce înseamnă Jawbreaker, știi? Că de fapt îmi dau seama că mâncam bomboane tare în fiecare zi și eu. Dar fiind atât de mari, mă gândeam, mamă, ce chestii au ăștia în America. Sigur există în America niște bomboane atât de mari?
Pe care le bagi în gură și stau așa? Da, acolo se poate. Acolo se poate totul. Mai sunt, adică am senzația că erau dubioase. Erau și desene dubioase. când eram noi mici. Sunt mai cuminți în afară de faptul că te încurajează să faci un soi de twerk desenele? Unele da, altele sunt foarte fucked up în continuare. Din ce punct de vedere? Stai să-mi amintesc un desen animat la care chiar m-am uitat zilele trecute împreună cu Carol și cărulează, na, îi dau la televizor și sunt unele la care mă opresc și zic, nu vrei să-l stingem? Pentru că eu rămân așa, știi, și stau și mă uit și zic, what the actual fuck? Da. Ce căcat îi bagi în cap copilului meu, ești nebun la cap, ce? În afară de twerk, dar nu mi-amintesc, uite că acum mă întreb, nu mi-amintesc, sigur o să mi-amintesc după. Dar da, sunt în continuare unele desene animate care nu doar că nu te învață la bine, sunt niște bărzăuni cu care efectiv copilul meu cred că nu știe ce să facă în capul lui, știi? Și da, vezi copiii care stau așa și ți-am zis că sunt bureți și stau și se uită la televizor, da. Și mă întreb, dar nu la televizor. Mi s-a întâmplat odată o chestie foarte ciudată, lui Carlo îi place Minecraft, acum nouă chestie, cu Lego, o chestie în care sunt niște omuleți destul de ciudați, de Lego, dar cu capul pătrat, știi? Da. Minecraft, da, okay, deci vorbim, fenomenul. Eu știu doar de la Carol și mi se pare că e o chestie doar de vârsta lui, așa. Dar e... Sunt bărbați în toată firea, okay, care și-au dedicat ani de zile în a reconstrui părți importante din lumea noastră în lumea virtuală Minecraft. Ah, ok. Da, e hardcore. Erau la un dat ceva jocuri din astea cu Second Reality. Second Life. Second Life, da. Da. Ei, și uite, în pe YouTube, dacă intri, e acolo, e acolo, acolo e. În primul rând, de când Carol a făcut cunoștință cu YouTube-ul, era mai mic, dădeam de niște filmulețe făcute de oameni acasă. De exemplu, unul vine îmbrăcat în costum de Spider-Man și sunt chestii care pur și simplu ți-au ochii. Unul care vine îmbrăcat într-un costum de Spider-Man pe o tricicletă mică se duce la un bebeluș, îl împinge și fuge. Împinge bebelușul? Da. Și copiii, pentru că nu ai control și la parenting control, că există chestia asta, parenting control pe YouTube. Uneori îți scapă câte un răgățel din ăsta, înțelegi? Și bam, a intrat în feed la el și el apasă, bineînțeles, și stă și se uită. Și s-a mai întâmplat de mai multe ori. De exemplu, la un moment dat era o broscuță, wow, subțire așa, care făcea acest gest și spunea, dame tu cosita. Ce înseamnă dame tu cosita? Dăm chestiuța ta. Oh! Și făcea gestul ăsta. Și era așa, cu voce de broscuță, pentru copii făcut. Și eram, what the fuck? Ești nebun la cap? Cine face lucrurile astea? De ce? Și cel mai așa s-a întâmplat chiar vara asta. Eram la masă și la un dat la masă vrei să stai mai liniștit și dai copilului telefonul doar puțin. Faci asta. Nu, deci, recunosc, uneori ajung într-un punct, oricine, deci dacă există un părinte care să zică că nu face asta, iartă-mă, he's fucking lying. Vicky, sper că nu ai simțit că te judec, eu cred că... Nu, eu n-am nicio treabă, poți să mă judeci, eu nu judec, și eu, deci crede-mă că am vorbit cu suficienți părinți și pot să fiu suficient de onestă cu mine să zic, da, în pui mei, uneori nu am chef de copilul meu, da, pentru că sunt om, pentru că am trăit 26 și 27 de ani fără copil și încă uneori nu am chef de el. Da. Se întâmplă. Da, e normal. Și dau telefonul să mă lase un pic în pace, pentru că dacă am o stare bună, n-am nicio problemă, dar uneori nu am și nu pot. Și decât să-i dau copilului o energie de rahat, mai bine îi dau... Azi nu te rog eu, nu. Exact. Da. Și i-am dat telefonul puțin și la un moment dat, ți-am zis, îi dau pe ceas. Și l-am dat, Carol îmi dă telefonul așa. Zice, gata, am terminat. Eu zic, o, mamă, copilul meu îmi dă singur telefonul. Ia uzi, ce tare. Responsabilitate. Da, am învățat în sfârșit, de acum înainte am scăpat. Și copilul meu îmi dă telefonul, dar rămâne cu ochii așa. Oh my God, hello darkness, my old friend. Potilă, deci m-am crispat eu. Mi-e puțin greu să vorbesc despre asta. Copilul meu vine de pe scaunul meu.
de pe scaunul lui. Se așează cu fundul aici și cu capul aici, la mine, la sub braț. Deci n-a știut cum să se ascundă mai bine. Mi-a luat mâna să-i o pun pe deasupra, a stat vreo 15 minute acolo. Și am zis, ce căcat se întâmplă? Și zic, ia stai să mă uit la ce s-a uitat. S-a uitat la o chestie care pe mine m-a speriat până în vintre. Deci era un filmuleț cu Minecraft, cu omuleț din Minecraft, capul ăla pătrat așa, ochii albi mari, albi, de numai să văd imaginea asta m-a speriat. Unul îi trăgea un pumn la altul, se ducea și făcea o, avea o seringă imensă așa și făcea o injecție celuilalt. Ăla cu ochii mari făcea o injecție celuilalt pe care l-a dărâmat la pământ. Sânge, chestii, în injecție era ceva roșu, sânge, chestii, nu știu ce. Eu mă uit, eram la masă cu Carol. Era super violent cumva, visceral. Era groaznic, era ceva, adică eu sunt convinsă că în momentul ăla lui Carol i-a intrat ceva în cap, ce o să-și amintească peste foarte mulți ani și o să zică, uite cât de fucked up. Ce mi-a rămas mie chestia asta în cap? Mie mi-a rămas în cap și aveam, era de ziua mea, făceam 32 de ani. Și am zis lui Conrad, eram la masă și cu Conrad zic, uite-te, la ce, uite-te. Și a stat Carol 15 minute acolo pentru că simțea nevoia să-l ia mama lui în brațe că copilul s-a speriat, te strămura un pic. Și am zis, gata fratele meu, nu. Și de atunci, într-adevăr, i-am dat mai puțin YouTube și i-am explicat de fiecare dată de ce. Și am spus, uite, ți-amintești? Atunci când te-ai uitat la chestia aia și te-ai speriat? Da. Ok. Eu pot să ți-l dau. Că întotdeauna i-am dat să aleagă și că vreau să știe că poate să aleagă copilul, că eu n-am fost lăsată să aleg și am făcut foarte mult timp lucruri doar pentru că mi s-a spus. Și am zis, pot să-ți dau, dacă vrei, dar trebuie să fii conștient că e posibil să mai dai de rahaturi din alea și să te sperii la fel de tare. Și uneori copilul meu mă surprinde și îmi spune, ok, atunci nu vreau. Ce tare. Și eu sunt, ești un geniu, ești cel mai tare copil din lume, I love you so fucking much. Și da, uite, pe YouTube dai mai mult de rahaturi de genul ăsta. La televizor, într-adevăr, mai puțin. Da. Dar, uite, copilul meu știe să facă torc la 5 ani, așa că... Nu știu, tu știi? Tu știi, Tila? Nu. Nici tu nu știi, vezi? Trebuie să recunosc că am încercat. Bine, nu face chiar torc, că nu dă din fund așa, cum fac fetele alea. Mm-hmm. Îl dă așa, din genunchi. E un torc de copii. Intenția e acolo. Dacă îl mai las un pic, sigur o să înveți să facă bine. Nu ce ciudat. Că vorbesc despre asta. Cred că e un skill pe care... E un skill. Da. Poți trece asta în CV. Da. La hobby-uri. Twerk. Twerk-ul e de la 5 ani. Da. Am stat foarte mult timp să mă întreb în matinalul pe care îl fac aici de... direcția în care se... Adică, Vicky, noi am avut casete și Walkman-uri. Uh-huh. Și asta mă face... Adică, viteza e fucking fuck. Mi-e ciudă, unul la mână, în primul rând mi-e ciudă că nu au avut mai multe generații ocazia să așeze un pic în puii mei. Nu, o să se schimbe din ce în ce mai repede. Clar. Clar. Și asta e problema, că nu o să mai existe timp de adaptare. Asta mi se pare. Dar nu mai e... Habar n-avem ce urmează. Da. Ce impact are... Adică social media, încă nu ne dăm seama ce impact are asupra noastră. Mm-hmm. Chiar ai văzut The Social Dilemma? Nu. E pe Netflix. E un documentar relevant. A măturat internetul. Și l-a luat prin surprindere. E cu omul care a făcut parte din echipa care a inventat butonul de like, de exemplu. Știi, e atâta, se ridică un pic părul pe mine. Realizez că un om s-a ocupat de treaba asta. Nu e pur și simplu aplicația cu care interacționezi tu. Sunt niște oameni care se gândesc foarte atent la design. Și a pus problema la un dat care trebuie să existe asta. Și ideea de like a venit dintr-un loc foarte frumos și foarte bun de hai să apreciere. Dar direcția în care s-au dus toate departamentele de design, adică ei o spun, deciziile a unei echipe de 50 de oameni influențează comportamentul a 2 miliarde.
That's some powerful people. Da. Mă rog, și oamenii și-au pus problema de etică, pentru că fiecare aplicație din asta e făcută ca să te țină cât mai mult în aplicația respectivă. Uh-huh. Bun, și după ce am văzut eu ăsta, m-am simțit cumva foarte eliberat. Sunt unii care erau foarte conștienți, sunt alții care erau mai puțin conștienți. Eu eram semiconștient și am avut nevoie să-mi zică cineva cu subiect și predicat. Așa. Și omul care, cred că omul care a făcut Snapchat, nu mai știu exact, zicea, băi, eram 8 ore pe zi la lucru și pe urmă încă 6 ore acasă, eram tipul care a inventat, care se ocupa de inbox-ul, de designul de la inbox de la Gmail, a zis, sunt dependent de Gmail, eu mi-am făcut asta. Prin designul pe care deci l-am făcut. Deci nu avea legătură cu jobul, el ce-a dezvoltat la... Da, ideea era el... să te țină acolo. Și într-adevăr a funcționat atât de bine cât l-a ținut da, pe el da, care... Da. Tipul cu Snapchat a zis copiii mei nu au voie la telefon. Că știa ce înseamnă. Da. Wow. Și urmează niște chestii foarte hardcore, pe lângă faptul că... Căcat, acum anul ăsta... Pe lângă faptul că e pandemie, odată la 2 săptămâni se duce o rachetă în spațiu, Vicky. Păi. Nu ești la curent cu știrile din, din spațiu? Nu, sunt știrile din spațiu. Păi, când a lansat prima oară SpaceX, care e a lui Elon Musk, care are Tesla, așa. A lansat de pe pământ american 2 astronauți către stația spațială. Pentru prima oară în mulți ani. Uh-huh. Mulți ani. Foarte important. Moment istoric. Ne-am adunat cu popcorn, cu chipsuri, am făcut cheat day în ziua aia. Ne-am pus pe beanbag, ne-am uitat la ecranele astea mari. Și de atunci se lansează rachete care lasă la orbită destul de joasă niște sateliți care o să creeze o rețea care o să dea internet la toată lumea. Pe bani, dar un internet foarte bun. Așa. Inclusiv în zone izolate. Și în momentul ăsta e aproape jumătate din glob acoperit. Nu, astronomii nu mai pot, trebuie să-și programeze momentele în care fac poze la stele sau la spațiu, pentru că intră sateliții în cadru. Și e foarte probabil să avem reclame în cer. Eu sunt convins că o să avem reclame în cer cât de curând. Mă sperii. Da, deci crede-mă că nu sunt confortabil, dar filmele din copilăria noastră ne pregăteau cumva pentru chestia asta. Mamă, asta e scary. Să vezi că se întâmplă în realitate lucruri pe care le-ai văzut în filmele cu... Cum îl chema? Nu, Schwarz? Ăla cu... Nu, Fifth Element, ăla în care... Femeia cu 3 țâțe. Schwarzenegger se numea Total Recall. Total Recall. Să realizezi că... Ok, e ficțiune. Ok, cumva știm toți la nivel colectiv că ne îndreptăm cumva încolo, dar să auzi chestii mai speriat. Să auzi chestiile astea... Că deja se... Vine Carol la tine și zice, mami, eu vreau să mă duc să fac facultatea pe Marte. Du-te! Nu! Nu, nu, nu! În Austria te duci, mămică, ce mai departe. Hai, poate în Franța, în Paris. Dar pe Marte, nu te las. Cine știe ce se întâmplă acolo? Vai, eu nu știu, eu trebuie să văd. Vai de cap. Cât de des poți să vin în vizită? Când poți să-ți trimit pachetele? Vai. Pachete trimit... Marte. De la când Parța. Am tăiat porcul, trebuie să-i trimitem pachet. Pe Marte. Du-te mă de aici, ce vorbești? Nu m-am gândit niciodată la atât de departe la asta. Ai putea să faci un mega heightening ăsta, știi? Ok, bun, se întâmplă asta, vine Carol, foarte bun asta, vine Carol și zice, mami, vreau să fac, vreau să mă duc pe Pluto, cea mai îndepărtată. E o școală super bună de marketing acolo. Da.
că uite, știu, eu am niște informații cu care oricum mă lasă paf, pentru că el se va pricepe la tehnologie la 18 ani. Ceva job care nici nu putem să ne imaginăm care să existe. Nu, că o să se inventeze, el îl inventează, da. O să poată să-și inventeze fiecare jobul lui. Nu o să mai fie niciun om, o să poți să faci puzzle toată ziua și să fii plătit pentru asta. Și el o să-și inventeze jobul lui și să zică, eu m-am gândit că cel mai bine este să mă duc să activez pe Marte, pe Pluto, pe puii mei, Jupiter, să... What the fuck? What the fuck? Și eu cu o băsmăluță pe cap. Hai, momica, da! Jesus. Nu vreau. Dar... cred că ne sperie pentru că e... Ar fi foarte nou și diferit și... Trebuie niște steluțe aici. Nu! Ah, ba da. Mm. Nu, asta e în partea asta la altă. Aici trebuie să... exact. Oh. A, și asta tot acolo undeva. Că aici nu am stele pe mare. Ba da! Nu, dă-ncoace, că e aici. Aici ar trebui să fie. Telefonul. Adică încerc să-mi imaginez, mie mi-a rupt creierul când am văzut Game Boy, când a apărut primul Game Boy sau nu știu, hai să ne gândim la ceva mai relatable și pentru tine. Game Boy îmi presupun că te-a entuziasmat foarte tare când a apărut. MP3 player. Da, ok, da, mai relatable, da. Dar dacă erai la vârsta aia și apărea cineva cu un fucking ecran pe care îl atingi, știi? Și se întâmplă lucruri. Și, na, la Marte o să ajungem într... Uite, o invenție, Amazon, numai ce a lansat, o dronă de apartament pe care poți... Tu pleci de acasă. Așa. Și vrei să verifici ce face Maia, săraca. Iubita. Și tu, prin internet, o să activezi o dronă pe care tu o controlezi cum zboară ea prin casă. Așa. Să te uiți să vezi ce e pe acasă. Da? Da. Și... Adică să poți, că există și acum camere, tot felul de camere, dar să poți să o... Să miști, să nu miști. Nu vrei o cameră în fiecare cameră. Da, deci să o muți, să o miști. Te dai o tură. Jesus, ce ciudat. Nu, mi se pare ciudat. Eu vreau să... Nu, vreau să... Mai există ceaune. E important ceaunul pentru tine, Michi. O lingură de lemn. Da, păi da, mămăliga cea mai bună. Nu, eu n-am ceaun acasă, să nu mă înțelegi greșit. Da, sarmaua cea mai bună iese în ceaun. Ok. Mie nu-mi trebuie sarmale fusion. Că sigur și mâncarea o să se transforme în niște feluri. Eu vreau să pot să mă duc la mama mea, să zicem că mama mea, să nu mint că eu aș găti foarte mult, că nu fac asta. Nu prea gătești, a? Nu, că nu-mi place. Nu-ți place, a? Nu. Gătesc uneori, știu să fac sarmale, știu să fac clătite foarte bune, deși ultima dată când am încercat mi-a ieșit un rahat și m-am enervat. Dar știu să fac și sarmale de la maică mea, dar nu-mi place. No. Și când nu-mi place, iese ceva prost și atunci, why do that? Da, clar. Așa, dar de ce să renunțăm la lucrurile astea? E atât de frumos, știi, când mai văd pe cineva care zice, bă, uite, am un proiect sau vreau să... cât de importante sunt tradițiile sau lucrurile vechi, totuși. Pentru că în momentul în care dispare ultimul om care făcea uși de lemn sculptate, s-a dus ușa sculptată. Rămâne ultima făcută și aia o să moară la un dat și ea mâncată de acarieni și de viermi și de gândaci de lemn. Da. Și s-a dus dracu ușa de lemn, da, din univers. Ca idee. O să zic că la un dat copiii noștri... Am auzit că exista la un moment dat ceva genul ăsta. Am văzut ceva poze ciudate pe Google. Și cu ușa aia dubioasă. Da. Aia e ușa. Și nu vreau să dispară lucrurile astea. Sunt, frate, sunt super importante și frumoase. Da. Deci da. Eu ai observat că opun rezistență la ce îmi propui tu aici, da? Băi, că eu tot divaghez. Eu nu-ți propun. Eu zic doar ce mă sperie și pe mine. Știu, dar, na, e... Nu vrei, vrei ca lucrurile să fie cât mai familiare. Da. Ai vreun serial la care te-ai întors în această pandemie? Un serial confortabil la care te întorci?
Friends. Friends, da. Da, chiar la Friends m-am uitat în pandemie. Și la recomandarea oamenilor din chat și eu am făcut asta cu Adriana. N-ai cum să nu iubești pe oamenii. Îți dă o senzație de ușurătate atât de mare și un easiness atât de... Și mă doare în cur că mă mint și că nu e așa în realitate, sincer. Da, mă doare în cur. Da. Să stau să mă uit la 3-4 episoade de Friends unul după altul. Este... Știi? Da. Mamă, m-am liniștit. Da. Mă simt ca după o îmbrățișare analgezică, da, așa. Da. Mai povestește-mi, Vicky, te rog. Ce? Despre relația ta cu mâncarea. Îmi place foarte tare să mănânc. Foarte tare. Îmi place, deci uneori eu sunt genul ăla care mănâncă. Eu sunt foarte, mi-am dat seama despre mine, tot învățând despre mine lucruri în ultima vreme și observându-mă, mi-am dat seama că sunt foarte intensă de foarte multe ori. În felul în care sens? Vorbesc foarte mult. Dar mă doare în cur, nu mai trebuie. Mi se pare că vorbești. Ba da, crede-mă. Ok. Crede-mă. Trebuie să am o zi lungă de acum filmare. Acum că asta e convenția aici, că tu mă întrebi mai mult și vorbesc eu mai mult. Dar crede-mă că vorbesc mult. Uneori beau un pahar de apă. Deci uneori când mi-e sete, beau un pahar de apă. Și îl beau pe tot, fără intenționez să beau o gură, dar îl beau pe tot pentru că realizez după gura aia cât de bună este apa în puii mei și beau tot paharul ăla de apă și la final sunt yes! După un pahar de apă. Uneori, când mănânc avocado, să zici. Avocado, îmi place foarte tare, da? Am început să vorbesc pe mult românești. Place avocado foarte tare. În timp ce mănânc, am observat în ultima vreme că oamenii se uită ciudat la mine pentru că eu reacționez atunci când îmi place mâncarea. Cum reacționez la avocado? La avocado. Nu cred. Habar n-aveam. I like food. Îmi place foarte tare. Îmi plac lucrurile care îmi fac plăcere. Dacă îmi place să mănânc, atunci mă bucur. Și oamenii am observat că stau și mănâncă lângă mine și fac și eu sunt I don't fucking care. Deci nu mă interesează mânca avocado, ăsta este prea bun. Băiatule. Uneori și vorbesc cu mâncarea din farfurie. Mm-hmm. De asta ziceam Adrianei zilele trecute că ea râdea de mine, că a vorbit urât cu quinoa aia pe care o mânca. Și eu nu m-am simțit bine după ce am mâncat din quinoa aia, pentru că a vorbit urât despre ea. Și îi spuneam în timp ce vorbe. Deci eu cu ea mâncam din casoleta ei pe care a dus-o de acasă. Și ea tot zicea Deci ea mânca și zicea din când în când, m-a putea să fie mai bună. Și îi ziceam, mai spune asta când o să... Că se sufără. Și am ajuns acasă și m-a durut burtica. Nu cred. M-a durut burtica. Și a doua zi când a venit aici, i-am spus, Adriana, nu e bine ce ai făcut ieri. Înțelegi că nu trebuia să vorbești urât despre chinoa aia. A făcut mișto de mine, că ai, că cu energie, că nu știu ce... Și nu sunt extremă în sensul ăsta, dar nu vorbim, pui mei. care face în gură. That's not nice. E de față, te aude. Exact. Modifică moleculele acolo pe loc și face rău la burtică. Nu te-am mai văzut așa, Vicky. Da, frate, îmi place foarte tare să mănânc, deși știu că nu se vede. Și în ultima vreme, într-adevăr, n-am o relație foarte bună cu mâncarea, pentru că nu mi-a mai fost poftă. Dacă mi-e poftă, bun. Ce bună e mâncarea când ți-e foame. Ce îți comanzi sau te duci să faci cumpărături? Fac cumpărături mai mult, dar când îmi comand sushi. Sushi, uai, ce place. Ceva nu e în regulă acolo. Nu. Deci acolo este mind control un pic. Vai de capul meu. Ce îți place cel mai mult la sushi? Adică, care-i, că există, ai sashimi, ai... Maki cu avocado. Maki...
stai așa. Nu știu dacă s-a văzut pe cameră, dar făcea foarte agresiv din pe inel, făceai foarte agresiv. Machi cu avocado, machi cu ton, super simplu. Bine, nu, îmi plac și alea un pic, îmi iau de la Zensu și alea îmi plac mie cel mai tare. Mm-hmm. Și Edo. Zensu și mi se pare că este e de shit. Top 2 oricum. Dar care e primul? Cred că pe primul loc e Zensu și din punctul meu de vedere. Și eu cred. Japanos e mai rapid și e ok. Cum ți se pare bun. Japanos? E bun, e mai gen fast food un pic. Da. Dar nu este atât de fast food ca, pardon, Sushi Tera. Oh, Doamne, nu. Nu, Sushi Tera este... Bad review pentru Sushi Tera. Da, nu, I'm sorry. Ne pare rău. Nu. Adică dacă e lângă mine, am un Sushi Tera lângă mine. Și dacă nu. Chiar trebuie, merg acolo pentru că au niște acvarii mari cu pești și zic ok, mâncăm un Sushi Tera, ha, dar Carol se uită la pești. Pentru că îmi zice uneori, vreau să merg acolo. Da, dar sushi-ul nu e bun. Da, dar vreau acolo. Bine, hai. Ok. Dar altfel, nu, not good. Zensu și cel mai bun. Îmi plac alea și prăjite, știi? Tempura? Nu, sunt niște roluri așa. Ah. Au înăuntru, parcă carne de ton, dar un pic gătită și un pic picant. Mm. Tocmai mi-am imaginat o bucată de ton și atât. Da, crudă. Băi, și am învățat să fac sushi acasă. Da? De la Monica Brlădeanu. Atât de tare mi-am dorit, în ce cercuri să te învârți tu. Very nice people. Monica Brlădeanu e very nice people. Da, pare. Da. Pare. Da. Mă rog, nu urmăresc în mod frecvent, dar din ce am văzut că... În viața oricărui român a apărut niște Monica Brlădeanu. La un moment dat. Da, păi și eu știu de... Băi mei, de când... Nu știu, de când eram mică, nu știu exact de când o știu. Tu, de când ți-ai început cariera? Cred, nu mi-amintesc, o fi auzit de ea dinainte, nu mi-amintesc exact când a apărut în viața mea. Da, chiar, habar n-am dacă... Nici eu nu știu, dar e cumva un dat... Faptul că știu cine e Monica Brlădeanu. Da, e normal. Da. Știm. Da. Dar e și... very nice people, așa. Eu i-am zis, i-am recunoscut. Tu ai vrut să mă întrebi altceva, da? Nu mai știu. Dă-i noi. Uite, asta era una lângă alta și trebuiau lipite. Wow. Am avut preconcepții în ceea ce o privește pe ea. Băi, deci astea erau unele lângă altele. Bam, au stat bam, două bam, ore bam, aici. Bam. Și i-am spus la un moment dat, bă, nu știu cum să mă apropii de tine, pentru că ești fucking Monica Brlădeanu. Uh-huh. Ideea aia, știi? Și cred că este foarte greu. Nu este foarte horror să fii o astfel de persoană? Să fii tu persoana de care este... Da, nu știu, your name precedes you, știi? Da. Și mi-am dat seama de chestia asta abia când am văzut-o cum a reacționat și... Că noi am avut un click din ăla aproape instant, știi? Uh-huh. Cumva știind că urmează să jucăm împreună un... jucăm acest cuplu feminin în serial și așa, te apropii, că trebuie să construiești ceva cu omul ăla, știi? Uh-huh. Și am avut un click aproape, deci a fost instant, așa, pac. Și când am apropiat de-aia, am zis chestia asta, băi, nu știam cum să te abordez că ești Monica Brlădeanu și am zis o chestie care m-a sfâșiat. Zice, tu îți dai seama cât de mult trebuie eu să trag, că trebuie să trag de 3 ori mai mult decât tine să mă apropii de cineva din cauza preconcepției astea? Mamă, ce horror! Și am rămas așa și am zis, băi, îmi pare rău, nu m-am gândit niciodată așa. Dar asta e un loc în care i-a aterizat, adică nu e un loc către care a vrut să construiască din punct de vedere social, nu? Ce anume? Faptul că este... Faptul că este greu să se apropie de cineva, de un om, de chiar și de un membru din cast. Da, dar ea nu e genul ăsta. Știu. Preconcepția era din partea mea. Știu. Știi? Da, aterizat din cauza, nu știu, din cauza preconcepțiilor mele, din cauza faptului că eu am luat-o din start și am pus-o undeva mult mai sus decât să pot atinge eu. Mm-hmm. Știi? Și era, bă, sunt aici, e o persoană super deschisă, super caldă, foarte onestă și sinceră.
Ea era acolo, eu în schimb eram, cum să o abordez? Poate că pe ea pentru, trebuie să o abordez altfel, pentru că, uite, este Monica. Și îmi dau seama că, de fapt, poate că sunt oameni care și despre mine gândesc așa, știi? Cred că ești, cred că, adică e probabil să fii pe acolo. Da, da, doar pentru că acum ce, sunt cunoscută și joc în Vlad și ce? Dar chiar, care-i... M-a schimbat ca om sau? Tu ai mai avut, un... Tu ai început cu Daria. Aha. Și asta ți-a avut un impact mare asupra vieții. Da, prea mare atunci. Erai încă în liceu? Da, eram clasa a 12-a. Da, intrasem în clasa a 12-a. N-am știut atunci, Tilă, ce să fac cu toată chestia aia. M-am speriat. M-am speriat și, efectiv, sincer, m-am ascuns și am fugit de ea. M-am blamat foarte mult pentru chestia asta, pentru că dacă începeam să construiesc de atunci ceva în cariera mea, în ceva ce mi se pregătea de atunci, ar fi fost mult mai ok pentru mine. Dar, efectiv, sincer, m-am speriat foarte tare. Și n-am avut nici guidance din partea oamenilor din interior să-mi spună, uite, la evenimentele publice trebuie să faci asta, uh-huh, să te duci să fii așa. Poți să-ți păstrezi tu bula ta de confort cum ești tu, dar vezi că trebuie într-un anumit cadru să fii mai open sau... Da. Nu am avut guidance-ul ăsta și eu m-am speriat, efectiv. Da, măcar cineva să vină să zică, e mai aiurea, dar... Exact, da. I get you, mm-hmm, dar... Da, nu ești singură, da, să-ți transmită chestia asta. Și mă simțeam efectiv foarte expusă, pe lângă faptul că am fost ruptă din Timișoara și trântită în București în 3 zile, tot ce știam eu, iubitul meu de atunci era în Timișoara. Deci tot ce mi se întâmpla mie bine în momentul ăla era în Timișoara, stai seama că pentru mine a fost what the fuck is happening, ce este chestia asta și ce fac eu cu ea și efectiv am fugit. Și tu ți-ai luat o pauză la un moment dat de la televiziune, nu? Da, da, da. Am făcut Daria, apoi am început Doctor de Mame. Doctor de Mame am jucat și eu, numai că eram figurație ultra specială. Unde? Erai la spital? Eu eram la spital, eu eram tot stafful aproape. Adică ai făcut mai multe roluri? Vreau să zic că a venit regizorul la mine și mi-a zis incredible background action. Vicky, îmi făceam poveste, adică trebuia să pară că e foarte aglomerat spitalul. Ah, și tu îți făceai tot felul de acțiuni acolo. Băi, eram ba doctorul care mergea preocupat cu o hârtie în mână, cu o fișă în mână, mergeam în cealaltă parte, îmi desprindeam părul, mă schimbam, mă puneam într-un cărucior cu rotile și... Nu! Da. Asta e minunat! Da, am fost nebun. Pentru că mentalitatea mea era, nu există roluri mici. Corect. Foarte adevărat. I-am dat, ei coordonam pe tot, le-am făcut poveste tuturor oamenilor de la figurație, le-am făcut poveste de n-a intrat nimeni fără poveste în cadru. A, și tu le ziceai ce am să facă? Am devenit coordonatorul figurației pentru o perioadă, da. Ce tare. Și... trebuie să recunosc că am fost dezamăgit de doamna de la garderobă pentru că eu văzusem Scrubs și producătorul în prima zi m-a trimis la garderobă și doamna mi-a zis, păi ce ești tu, asistent, doctor, ce ești? Și eu știam foarte clar care este diferența și ce culori trebuie să poarte un doctor, ce trebuie să poarte o asistentă și ce trebuie să poarte un rezident. Și sunt foarte, e foarte important să le diferențiez. Știai dinainte sau te-ai pregătit pentru... Știam de la Scrubs, văzusem Scrubs și mi-a plăcut foarte mult. Aha. Bine, am presupus că și în România ar trebui să fie la fel de riguroasă treaba, dar presupun că... Nu chiar, da. Doctor de Mame și după aia ce a urmat? După aia a urmat pauză că m-am speriat pentru că eu atunci când am jucat în Doctor de Mame eram anul 2, profii începuseră să mă cam bată obrazul că lipsesc de la școală, norocul meu era că juca și Titieni în Doctor de Mame și el fiind proful meu de an, cumva cu asta am cam scăpat, știi? Și apoi...
Na, când am terminat doctor de mamă, de fapt nici nu l-am terminat, că a venit criza economică, nu s-a mai făcut, că au renunțat la proiecte și au renunțat la ăsta și, no, aia a fost. Și după aia am zis, ok, păi ăsta este un moment oportun să mă îngrop în școală, știi? Și asta am făcut. M-am îngropat foarte mult în școală și am făcut tot ce ținea de mine școala aia și mă băgam în toate și făceam de toate și stăteam în școală, știi cum e. Da, da, da. Repetat pe holuri. Non-stop, da, exact. Yes. După care, după ce am făcut chestia asta, am făcut TBC, în anul 3, am făcut TBC. Ah, da, da, mai da, știi da, da, perioada da, da. Cu TBC-ul, că eu am făcut Eugen. Eu locuiam cu Eugen, nu doar că locuiam cu Eugen, am împărțit o saltea pe care am cumpărat-o împreună la shoppingul ăla, cred că ai venit și tu. N-am ținut cred noi că salteaua da, 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 pe da, mașină. Da, 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 da. Cu mâna pe deasupra. Da, da. Așa. Și eu în perioada aia împărțeam o saltea cu Eugen pe într-un apartament foarte îndepărtat din drumul Taberei, foarte îndepărtat. Apartamentul ăla am fost cred că o dată acolo. Da. Sau de două ori, o dată. A fost așa, așa. Și eu cu Eugen mergeam noaptea în teatru foarte mic și repetam la un proiect foarte dubios cu o persoană mai puțin normală care mituia portarul ca să ne lase de la 10 la 5 dimineața, repetam. Și eu și Eugen dormeam 2 ore și pe urmă mergeam la facultate. Și Eugen a fost foarte obosit și ar avea sistemul imunitar la pământ și de asta a făcut TBC și pe urmă cred că am... Și eu am fost suspect, dar au luat mai mulți oameni. Ei, eu l-am luat pentru că și eu și tu erai obosită. Da, noi lucram în școală în niște condiții groaznice. Noi știam despre ele. Da, groaznice, adică ca să nu... Noi știam că lucrăm în praf, că nu e ok pentru noi, dar era... Teatru e mizerie. Exact, erai în chestia aia, nu-ți păsa, tu faci artă, tu faci să fie frumos și bine. Și pentru că, da, stai, nu că Eugen, când s-a, abia când s-a făcut bine după TBC, s-a mutat cu tine în drumul Taberei, pentru că el când a făcut TBC-ul, el locuia în Titan încă. Că țin minte că el zicea, mă simt rău, am o gaură în piept și eu cu Ioana săream pe el și stăteam, el dârdâia de frig. Nu, Titanul a venit după, opa. A, după? Titanul a venit după. Uite că nu mi-am amintesc. No. Am apucat să repetăm, să locuim în Titan, să ne mutăm toți în Titan. A fost o mare horă, țin minte că a fost și tata prezent când ne-am mutat în Titan. Tu, Eugen, eu și Ioana? Sau tu, Eugen, eu și mai era o persoană? Ioana. Ioana s-a mutat la jumătatea anului întâi cu noi. Da. Și pe urmă, câți oameni au trecut prin apartament? Băi, deci ții minte, noi cred că am locuit într-un squat, la un dat am transformat locul ăla într-un squat, deci ții minte că am ajuns acasă, am deschis ușa la cameră, cămăruța aia mică unde stăteam, am deschis ușa și trece un necunoscut prin fața mea. În camera ta? Nu, pe hol. Ah, pe hol. Și mă uit la el și zic, I'm sorry, tu cine ești? Și el zice, tu cine ești? Wow. Prietene. Eu și plătesc zic, tu aici. De când locuiești aici? Păi eu de nu știu cât timp. What? Când? Ținte că la un moment dat am intrat în sufragerie și călcam așa peste oameni care dormeau usaci de dormit. Vai de capul meu. Vai de capul meu. N-am realizat. Da. Veneau și rămâneau la noi acasă foarte mult timp. Da. Și bine, noi eram oameni generoși. Cunoșteam pe cineva și eram... Vrei să te muți în București? Ce faci în seara asta? Da, la noi! Dar păi nu știu câtă lume din facultate, încă mă mai întâlnesc cu oameni din facultate, zice, a, da, unde știați voi, unde stăteați voi acolo în Titan am fost. Și eu zic, noi acum vorbim prima dată. Uh-huh. Eu, what? Foarte mulți oameni au trecut pe acolo, foarte, foarte mulți. Da. Vicky, îți mulțumesc din suflet pentru discuția asta. It was nice. Da, a fost fain, a fost fain. O oră 45. Eu azi. Am crezut că a trecut mai mult. Facem mai mare și mai frumos.
Îți mulțumesc că... Băi, două jumate, shit. Ok. Mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit și care ați venit aici. Vicky, baftă, spor. Mulțumesc. Și, na, mai ușor nu o să devină, deci fii tu mai puternică. Și tu. Ne vedem. Și voi și toată lumea. Ne vedem pe aici. O să fie fain. Da. Ne vedem pe aici. V-am pupat, o zi faină. Bye.